România va trece la ora de iarnă 2015, noaptea de 24 octombrie spre 25 octombrie, astfel că va trebui să dăm ceasurile înapoi cu o oră. Trecerea la ora Europei Orientale, ora oficială de iarnă, nu va modifica mersul trenurilor în vigoare până la 25 octombrie. Cel care a gândit prima dată ca posibilă introducerea acestui tip de orar convențional a fost neozeelandezul George Vernon Hudson în 1898. În România, ora de iarnă a fost instaurată în 1932. Pe atunci, ora se schimba în prima duminică a lunii aprilie, respectiv în prima duminică a lunii octombrie. Această practică a rămas valabilă până în 1943, când legea trecerii la ora de vară nu a fost în vigoare. După aproape patru decenii, în 1979 s-a revenit la acest procedeu. Conform convenției fusurilor orare, ceasornicele arată pentru fiecare punct de pe pământ același minut și aceea secundă, iar diferențele dintre ore sunt date de faptul că la fiecare 15 grade longitudine apare o oră în plus. Numerotarea acestor fusuri începe de la meridianul de origine care trece prin localitatea Greenwich din Marea Britanie în sens pozitiv către est. Fel, pentru Europa, ora Europei Occidentale este ora fusului 0, a Europei Centrale ora fusului 1 și a Europei Orientale ora fusului 2. România se află în fusul orar 2, iar perioada dintre lunile octombrie și martie, cea a lunilor de iarnă, este denumită timpul legal român. Trebuie spus că trecerea la ora de iarnă nu se aplică peste tot. Din toamna anului 2011, Rusia a renunțat la acest sistem pe motiv că schimbarea orei de două ori pe an este un lucru nociv la adresa sănătății oamenilor și provoacă stres.